Portugalia lui Cristiano Ronaldo este prima echipă calificată în finala turneului final al campionatului european din Franța. Lusitanii au surclasat ieri seară echipa națională a țării Galilor cu scorul de 2-0, după ce la pauză scorul a fost egal, 0-0. Duelul dintre țara Galilor și Portugalia a fost mai mult mediocru în termeni de atractivitate, suporterii ducând dorul în dese momente de mai multe faze uluitoare. Niciuna dintre cele două echipe nu a reușit să ia inițiativa și să controleze jocul. Lusitanii au încercat să își asigure o mai bună posesie a mingii, în timp ce galezii au încercat să găsească slăbiciunea defensivei adverse, în special cu contraatacuri rapide. După o primă repriză albă în care nu au fost decât câteva faze de poartă, în partea a doua a întâlnirii, la numai 5 minute de la reluarea jocului, Cristiano Ronaldo a reușit să deschidă scorul cu o lovitură excelentă de cap și a reușit să-și ducă echipa în avantaj. Portugalia a reușit să-și mărească avantajul de pe tabela de scor după numai 3 minute după ce au deschis scorul. Același Cristiano Ronaldo a șutat spre poarta apărată de Wayne Venesey, iar portughezul Nani a deviat balonul pe lângă golkipirul galez și scorul a devenit 2-0 pentru Portugalia din minutul 53. După marcarea celui de-al doilea gol, Portugalia a mai avut câteva oportunități de a marca, principalul pericol venind din partea lui Cristiano Ronaldo. La finalul celor 90 de minute de joc, victoria a aparținut Portugaliei, care s-a impus cu 2-0 grație golurilor semnate de Ronaldo și Nani. Grație reușitei din minutul 50 a partidei de ieri seară, Cristiano Ronaldo a intrat în istoria fotbalului european ca fiind cel mai bun marcator din istoria Euro, la egalitate cu francezul Michel Platini. Starul portughez a marcat până acum la turneele finale ale campionatului european de 9 ori și are șanse mari de a reuși să marcheze și golul cu numărul 10, având în vedere faptul că duminică va evolua în finala europeanului din Franța.